Spitalele din Moldova nu mai fac față numărului tot mai mare de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. În mai multe unități medicale din Iași sunt deja raportate focare de COVID, iar la Suceava, conducerea spitalului a decis să nu mai interneze bolnavi cronic. Numărul de cazuri de infectare din Moldova crește de la o zi la alta. În județul Iași, paturile de la terapie intensivă se ocupă imediat, iar managerii spitalelor caută soluții pentru a face față valului 4, iar mai multe unități medicale deja se confruntă cu infectare cu SARS-CoV-2. Un focar la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași, la secția de recuperare neuromotorie, unde au fost confirmate 7 persoane, 6 pacienți și un cadru medical. S-a demarat testarea întregului efectiv al secției, pacienții fiind negativi. Al doilea focar este la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Aici pacienții au fost izolați în saloane individuale și s-a efectuat dezinfecția întregii secții. În ultima perioadă, la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași sunt internați tot mai mulți pacienți în stare gravă, mulți dintre ei fiind nevaccinați. Toți pacienții care se adresează triajului spitalului prezentând forme severe critice ale COVID-19, necesitând suport maximal din punct de vedere al oxigenoterapiei. Așa cum am mai spus, valul 4 va fi valul persoanelor nevaccinate, de aceea revin cu îndemnul bazat pe date științifice indubitabile de a continua, accelera campania de vaccinare, sigur aceasta fiind dublată de respectarea măsurilor de prevenție. Nici în județul Suceava situația nu arată mai bine. Din cauza creșterii alarmante a numărului de cazuri în județ, conducerea a luat decizia ca pacienții cronici să nu mai fie internați în unitatea medicală. Mai mult, secția ATI se umple pe zi ce trece și nu este exclus ca spitalul să redevină full COVID. În momentul în care au fost 216 cazuri pe 24 de ore, s-a hotărât sistarea internelor pacienților cronici pentru a vedea cum va evolua situația. Dacă creșterea continuă în același ritm, atunci probabil că vom fi nevoiți să deschidem și în spitalul nou sector COVID. Deocamdată încercăm să-l menținem non-COVID pentru pacienții cu urgență. Sucevenii care suferă de boli cronice și care au nevoie de internare trebuie acum să se deplaseze la alte spitale din județ, precum cele din Rădăuți sau Fălticeni. Ar trebui toată lumea să se vaccineze. Eu una, de exemplu, m-am vaccinat cam în 2 doze. Dacă ar respecta toată lumea restricțiile, cred că nu ar mai fi așa. Eu nu pot să cred că nu se găsește o rezervă, un loc bine izolat și pentru bolnavi cronici netransportabili sau cu condiții de risc minime. În secția de terapie intensivă a spitalului mai sunt doar câteva paturi libere, în timp ce pe secția COVID doar 30 din 200 de locuri mai sunt neocupate.